Ok, deci în videoclipul de astăzi vom încerca, spun mai bine, vom avea un nou challenge. Challenge-ul nostru va consta în faptul că trebuie să ținem un spirograf. Ce este un spirograf? Dacă nu știți ce este un spirograf, vă aduc acum pe ecranul să fac și eu un mic Google. Un spirograf este această figură obținută de mai multe cercuri cu care obișnuiesc copiii să se joace. Cred că și voi ați avut în copilărie o riglă de cei care desenați spirografe. Spirografele arată ceva de genul. Noi vom încerca să facem unul de genul. Vom încerca să facem acest lucru în Turtle și fiecare cerc pe care îl vom desena cu acest spirograf va fi de o culoare diferită. Adică fiecare linie de aici va fi de o culoare diferită. Vom încerca să facem acest lucru, dar va trebui să citim mult prin documentație. Va trebui să citim prin documentație, deoarece va trebui să ne folosim de heading-uri, va trebui să luăm în ce parte se uită bruscuța noastră, va trebui să setăm un nou heading, adică dacă vreți să faceți acest lucru singur, va trebui puțin să vă bateți capul prin documentație, pentru că este chiar și o metodă aparte care ne permite să desenăm un cerc, pentru că nu vom pune să se întoarcă de un grad și să facem o mișcare de fiecare dată când se întoarce un grad ca să desenăm un cerc de 360 de ori. În orice caz complicat, dar dacă vreți să-l faci singur, va trebui să citiți puțin prin documentație. Așa că documentația, după cum știți, v-am lăsat acolo în resursele pentru una din lecțiile trecute. Deschideți-o și voi, mi-o voi deschide și eu acuși pe ecran. Asta este, dacă vă mai duceți aminte. Și aici trebuie să găsiți acea metodă despre care vă spuneam, acele metode, mai bine spus. Așa că dacă vreți să începeți singur, singuri, atunci puteți pune pauză la videoclip și să încercați. Dacă nu, eu vă aștept aici cu soluția, așa că puneți pauză la videoclip acum. Ok, deci să ne uităm la început la codul pe care l-aveam de data trecută. Cred că nu o să mai avem nevoie de aceste direcții, de acest pen size nu o să avem nevoie. Color modul să lăsăm pentru că am spus că vom avea nevoie de culori aleatorii și de acest for nu vom avea nevoie. Până când lăsăm toate aceste lucruri, vom avea nevoie de random, cred că, pentru random color. Așa că acesta este codul de la care vom începe noi și să ne uităm acum în documentație, deoarece v-am spus că există o anumită metodă care ne permite să desenăm un cerc fără multe bătăi de cap, așa că să ne ducem în sus. Și acum dacă ne ducem aici la Move and Draw, putem vedea deodată ne bate în ochi această metodă Circle. Deci această Circle ne permite să desenăm un cerc și îi dăm un radius, cred că este o rază, și îi dăm o rază a cercului ca argument în interiorul parantezilor. Să încercăm să facem acest lucru, să încercăm să desenăm, să desenăm un cerc. Spun și eu cu raza, știu și eu cu raza 100. 100. Și dacă îi dau run, puteți vedea că bruscuța mea mi-a desenat un cerc cu raza 100. Dacă voi pune raza mai mare, efectiv va fi și cercul mai mare. Așa că trebuie să încercăm să desenăm mai multe cercuri ca să facem acel spirograf despre care vă spuneam. Dar cum vom face în așa mod încât cercurile noastre să nu-și facă overlap, adică să se deseneze un cerc deasupra celuilalt. Va trebui să schimbăm heading-ul, adică direcția în care se uită brăscuța noastră, cu, știu și eu, 5, 10, 15, depinde de cât de rar vrem să facem noi acel spirograf. Ca să schimbăm heading-ul, dacă ne ducem înapoi aici, dăm iar și în sus, ca să schimbăm heading-ul trebuie să căutăm ce o să facem. L-am găsit aici. Ca să schimbăm heading-ul, ne vom folosi de metoda setHeading. SetHeading ne permite, ați văzut încă o dată, să setăm în ce parte vrem ca să se uite bruscuța noastră. Am folosit-o și la și atunci când făceam acel random walk, dacă mă țineți minte, același setHeading. Așa că ne vom folosi iarăși de această metodă ca să definim o nouă funcție care ne va permite să desenăm un spirograf. Așa că să ne ducem înapoi la Visual Studio Code și să ne gândim. Mai întâi avem nevoie ca el să-și schimbe culoarea, să nu uităm acest lucru, pentru că vrem să facem totul de o culoare diferită, adică Timmy.color și o să luăm o culoare aleatorie, de aici din random color, așa chemăm funcția. Acum, după ce ne-am desenat un cerc, vrem ca el să se miște puțin și să ne mai deseneze un cerc, adică heading-ul lui curent, le spunem, current heading, va fi nimic altceva decât heading-ul la care se află el deja, adică Timmy.heading, ca să luăm acea valoare sub o variabilă și după el acelui current heading trebuie să îi mai adăugăm 5. Adică îi vom seta noul heading, set heading, op, avem nevoie un punct, set heading la acel current heading plus 5, să spunem, și îl vom pune să mai deseneze un cerc, să vedem cum va arăta. Așa, și în momentul în care dau run,
Puteți vedea că medicina două cercuri, deoarece cel l-am mutat puțin și medicina două cercuri care se intersectează, totuși nu se desenează unul deasupra celălalt. Acum, logic, ar trebui să punem tot acest lucru într-un loop for, dacă vrem să ne deseneze mai multe și să ne completeze spirograful nostru. Așa că să ne uităm aici înapoi. Pentru moment, cred că vom încerca să înlocuim acest lucru. În loc de current heading, vom pune același timi.heading plus 5, ceva gen. Și acum trebuie să punem toate aceste lucruri mai întâi într-o funcție, ca mai apoi să le putem pune într-un for loop. Adică să definim o funcție numită drawSpirograph, adică desenează spirograful. Așa, și să luăm ca argument un anumit lucru, acel lucru va fi distanța dintre cercuri, adică size of gap, nu va fi acea rază, ci va fi distanța dintre cercuri. De ce spun eu? Pentru că dacă nu vom lua acea distanță dintre cercuri, va fi posibil dacă ne folosim deodată de for ca să ne deseneze mai multe cercuri decât avem nevoie, adică chiar când spirograful nostru este gata, ca brăscusul nostru să ne deseneze deasupra spirografului pe care deja l-am făcut. Așa că vom lua o distanță dintre cercuri și vom face în așa mod încât să se termine în momentul în care brăscuța noastră reușește să deseneze toate cercurile și să termine acel spirograf. Așa că vom lua în interiorul aceste funcții vom lua un nou for. Și range-ul pentru forul nostru îl vom lua un integer de la 360, de la 0 până la 360 de împărțit la cel size of gap pe care îl dăm. Puțină matematică, aici nu vă bați mult capul, dacă aveți ceva experiență în matematică, vă voi explica acum. Size of gap-ul vom împărți la 360, deoarece acest 360 de împărțit la size of gap va fi anume numărul de cercuri pe care noi avem nevoie ca să completăm un spirograf. E destul de complicat, dar matematică am făcut aici obțin în spate, așa că lăsăm așa cum este. Și toate aceste lucruri pe care deja le-am făcut, doar le punem în interiorul acestui for frumos și cum spunem că vreau să-mi deseneze un spirograf. Dar în loc de acel plus 5 să punem aici același size of gap de care avem nevoie. Așa că să spun că acum vreau să-mi desenez el un spirograf cu size of gap fiind, știu și eu, 10, ceva de genul. Și acum dacă dau un run, puteți vedea că îmi desenează un spirograf mai rar și în momentul în care ajunge sus și mi-a desenat tot spirograful, el se oprește. Dacă voi încerca totuși să pun un size of gap puțin mai mic, ca exemplu, știu și eu, 3, poate 3, atunci va fi mai dens, spun așa, spirograful meu, cercurile vor fi mai aproape unul de altul. Puțină matematică aici inclusă, dar cred că rezultatul este destul de frumos. Putem să punem chiar un spirograf 1, mi-ar fi chiar interesant ce s-ar întâmpla. Ar trebui să ne deseneze 360 de cercuri, după idee. Acum ar trebui să ne deseneze 360 de cercuri, doar că nu am salvat. Acum ar trebui să ne deseneze 360 de cercuri. Uitați ce frumos începe să arate, puteți vedea cum sunt diferite culori pentru fiecare cer datorită celui RGB pe care îl calculasem noi odinioară. Uitam, le desenează cam greu deoarece vă dați seama și voi ca să deseneze 360 cercuri chiar și dacă l-am pus la viteza maxim. Atunci cam îi ia lui ceva timp ca să facă lucrul dat. Dar totuși puteți să vă uitați și să vă odihniți puțin deoarece acest lucru îl fac eu, mă uit și mă odihnesc. Văzând cum programul pe care l-am scris îndeplinește ceva destul de frumos. Putem vedea încă un lucru, că atunci veți vedea când ultimul cerc va ajunge pe mijloc, atunci programul nostru se va opri din cauza faptului că 360 am împărțit la acel lucru, înseamnă că este la 360 cercuri și a făcut un radius complet al acestui mare cerc care este spirograful nostru. Puteți vedea că chiar se seamănă unui cerc, acum din cauza faptului că am pus să fie așa de dens. Și puteți vedea că în momentul în care ajunge aici, s-a oprit și cam acesta este spirograful care am reușit să-l fac, arată destul de ok, arată destul de frumos. În orice caz, cam atât pentru micurile noastre challenge-uri pe care le-am avut până acum, după cum am spus în lecțiile următoare deja. Ne vom apuca de acel proiect despre care vă spuneam eu, cu tablourile lui Damien Hirst, vom încerca să le reprezentăm și noi folosind Turtle. Vom avea încă două videoclipuri, așa că fiți pe fir și vă aștept la videoclipurile următoare.